mi-e dor să mă mânc la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă mânc la un ceai. Bun găsit, bun găsit, stimați telespectatori! V-am obișnuit cu ceaiul nostru de la București. Poate chiar v-am asaltat cu mai multe ceaiuri decât de obicei. Și spun asta pentru că, stând aici câteva zile, sunt onorat să întâlnesc oameni speciali, oameni dedicați și oameni care au o carieră adevărată în ceea ce înseamnă media, fie ea în zona militară, fie în zona civilă, dar oameni care s-au implicat și care au făcut ceva în viața asta și în ceea ce înseamnă calitatea jurnalistului. Și am onoarea să provoc la dialog, care îi spun bun găsit, pentru că suntem acasă la București. Domnia sa este generalul de brigadă în retragere, domnul doctor Gheorghe Văduva. Vă strâng și mâna și vă salut. Și bine v-am găsit. Bine ați venit. Trebuie să mai spun eu. Trebuie să mai spun că sunteți membru Consiliului Director al ZPR-ului la nivel național și că e prima oară când întâlnesc în breasla noastră un jurnalist responsabil, pun asta în ideea că a venit cu o inițiativă a acestui cod deontologic al jurnalistului profesionist. Nu am făcut până acum, nu avem un statut și niște norme, cine e jurnalist, cine nu, mai ales că a apărut sistemul ăsta de online în care dacă cineva postează spune sunt cineva, mai dacă are și 1.000, 2.000, 30.000 de vizualizări, dacă subiectul e, mă rog, abordarea e cumva fără nicio ideologie. Ce credeți despre jurnalistul de azi? Că dumneavoastră ați fost director sau, mă rog, redactor șef la Pentru Patrie, sunteți un om disciplinat, sunteți un om care a înconjurat lumea românească, granița României de nu știu câte ori cu pasul. Sunteți o poveste, scriitor, poet. Așa că pentru mine e o mare onoare să încerc să vă trag de limbă. Eu, în esența mea, sunt nimic. Da. Așa nimic, se spune, cu cât știi mai mult, nimic, cu atât îți dai seama că... Sigur că de în acest univers contează nu atât identitățile care sunt ridicate la rang de totul, ci identitățile care sunt în sine nimic, dar care împreună cu celelalte identități alcătuiesc această lume deopotrivă ticăloasă și deopotrivă minunată. Pentru că alta nu avem. Dar mai un minunată decât ticăloasă. E greu de spus. Nu între și între. Balează. Jurnalismul e o profesie grea. Cea mai grea profesie din lumea asta. Riscantă. Aproape că unii spun, ce, domne, te duci acolo, scrii un reportaj, scrii ce-ți trece prin cap. Așa, faci pe unul erou și pe altul faci. Nu e așa. Nu e așa. Pentru că jurnalistul creează ceea ce se numește produs jurnalistic. Acest produs jurnalistic este, poate să fie scris, poate să fie în format video, poate să fie în format, știu eu, vorbit, poate să fie într-un format hibrid, ca să folosesc termenul ăsta care a ajuns acum la modă, la mare modă. Toți suntem hibrizi. Nu există puritate în această lume decât puritatea ideală. Cine îl numește pe un tânăr, pe un om jurnalist? Cum îl definim? Pentru că el se definește. El se definește prin ce? Prin școală, prin microfon, sigur, prin... Pentru ca să faci treaba aceea, să fii medic, legitimație. Trebuie să termini facultatea de medicină, ca să fii inginer, trebuie să termini o facultate tehnică. Bun, și ca să fii jurnalist, trebuie neapărat să ai ca să fii jurnalist, sigur, ar trebui să termini facultatea jurnalistică sau facultăți asemănătoare, dar știm foarte bine că unii dintre cei mai buni jurnaliști n-au trecut la facultatea jurnalistică, ci au făcut medicină, au făcut facultăți, depinde valorul. Da, s-au absolvent la facultăți de medicină. Au făcut facultăți tehnice, chiar matematica.
Pentru că jurnalismul este o profesie în slujba cuvântului. Îmi place cum spuneți. În slujba cuvântului, sub toate formele în care se exprimă el. Cuvântul este esența noastră. Noi să trăim în interioritatea cuvântului, nu în exterioritatea lui. Uneori credem că trăim în exterioritatea cuvântului și că putem să-l manipulăm cum vrem noi. Credem. Dar adevărul este că nu putem face asta. Sau dacă o facem, o facem cu un preț. Rănirea, deteriorarea sau umilirea cuvântului. Profesia de jurnalist este o profesie în numele, în interioritatea și în inima cuvântului. Și de aceea e foarte grea. E cea mai grea profesie de pe lume. Pentru că jurnalistul trebuie să știe de toate, fără să știe în realitate aproape nimic. După aceea, cuvintele, nu degeaba se spune că mai întâi a fost cuvântul. Pentru că, inclusiv divinitatea, Dumnezeu, vine din interioritatea noastră, nu din exterioritatea noastră. Noi l-am creat pentru că aveam nevoie de o forță care să ne guverneze. Și prin această forță i-am dat exterioritatea noastră, care nu există decât prin interioritatea sau interioritățile noastre. Și l-am creat după chipul și asemănarea noastră. Asta ca să divagăm puțin de la subiect. Dar definiția este frumoasă. Din experiența dumneavoastră, cum ați remarcat că e adevărat în practică? Dar profesia jurnalistică este extrem de dificilă. De ce? În primul rând, sigur că acum și jurnalismul este calificat ca o profesie creativă, o profesie care creează. În interiorul lucrurilor se creează. Dar nu este o creație din nimic, o creație ex nihilo. Este o creație pe obiect. Există o pictură pe obiect. Bun, și dacă nu are obiect, creează evenimente el, că așa spun unii. Creeze, dar să lună ca să am ce comenta. Inclusiv evenimentul este un obiect. Dar îl creez eu, îi spun, dacă mâine se întâmplă și drobul cade. Deci, practic, profesia de jurnalist nu este una simplu descriptivă. Nu este una doar enunțiativă. Nu este una care se supune formulei entropia evenimentului X este egal cu minus X sumă din de la 1 la N din X înmulțit cu logaritmul probabilității. Foarte formula clasică deci, a informației. De matematică. Formula clasică a informației. Nu este numai atât. Pentru că în interioritatea acestei formule există o inimă ce bate și este un gând ce se gândește pe fine, dar și toate cuvintele pe care le pune jurnalistul într-un reportaj. Eu odată am scris un reportaj de la unitate de artilerie de la Vânătorul de Munte de 13 ori, până mi-a ieșit într-o formulă care reprezintă într-adevăr unitatea aia de acolo, cu ce avea ea. Cu ce avea ea și avea foarte multe lucruri care la prima vedere nu existau. Existau în interioritatea, în profunzimea lor. Bun, dar vorbiți de presa militară. Cum e presa militară de atunci, de acum, da, în comparație cu ce facem noi, bonerii și răspândacii? Și în momentul când am prezentat materialul redactorului șef, mă rog, la secul de secție a prezentat redactorul șef, a zis, băi, tu te-ai apucat să scrii pe toate despre unitatea asta, te ia dracu un subiect de acolo și o tratează pe ăla. Avea și el dreptatea lui. Avea și el dreptatea lui. Și am luat subiectul ăla și l-am tratat din alea zecile de subiecte care le-am pus eu în acel material. L-am tratat, am zis, da, e foarte bine, bravo. Așa și l-a publicat. Peste ani, am luat reportajul pe care l-am scris eu în prima formă și reportajul care a apărut în ziar. Am selectat un public cititor
din cadrul unităților militare, l-am cercetat prin mijloace sociologice, așa cum se dea să fie atât, de aia și din conducere și din aia care sunt... Da, vârstă... Așa. Studii. Le-am prezentat cele două materiale să le citească, nu ne-am spus despre ce-i vorba, și să le dac note. Materialul care am scris eu în prima formă a primit nota 10, peste tot și cu o mulțime de comentarii despre asta. Și era un șantion pe 1000 și ceva de oameni într-o armată. Celălalt a primit 9, a primit și 10 și aprecieri, nu știu ce. Sigur că erau două materiale diferite. Deci unul avea în vedere o unitate în care un jurnalist de la ziarul Apărarea Patriei atunci nu ajungea, eu știu, poate ajungea o dată pe an. Unitatea, armata avea 1000 de unități, 1500 de unități. Cum vreau să le vizitez pe toate în fiecare an? E complicat. Te duci pe la toate nodurile de radiolocație, de prin munți, de pe toate cucalele, pe unde avea armata unități. Ei bine, materialul acela avea ceva care prezenta un adevăr care la ora aceea exista în unitatea, în armata română. Era vorba de unitate, de prezentarea esenței unui batalion de vânători de munte, unui divizion, se numeau atunci. E, lucrurile acestea, aia care le-au citit și aia care au răspuns la sondaje, au sesizat. Redactorul șef n-avea de unde să știe lucrul ăsta. Reportajul ăla care l-am făcut eu în ultimă instanță, care vorbea despre un subiect, așa, nu a avut aceeași audiență și aceeași apreciere ca un reportaj care trata esența unei unități. Uneori, esențialul rămâne invizibil pentru ochi, cum zicea Exupéry. Trebuie să-l vezi cu inima. Și nu numai cu inima, trebuie să-l vezi cu toate mijloacele. Da. Care alcătuiesc informația. Da, forma de jurnalism nu e diferită dacă vorbim de armată, dacă vorbim de abordarea jurnalismului din zona politicului, din zona socialului, La urmă, forma nu contează. Reducerea identică, reducerea la formă, se face pentru într-o dimensiune intuitivă. Foarte important. Edetismul este calitatea copilului care descoperă și care are o puritate în ce spune, în ce vede și în ce înțelege. De reducerea idetică însemnează reducerea evenimentului la acea formă, la acea puritate. Asta trebuie să o facă jurnalistul. Domnul general, dacă își vinde condeiul pe datorie și vede alb numai pe cine l-a plătit și lovește și atacă pe celălalt. Și atunci? Ce e de făcut? Și atunci, dacă își vinde condeiul pe datorie, el trebuie să rămână jurnalist. Da, adică, un jurnalist... Materialul ăla pe care îl scrie, ideea aia pe care o face, trebuie să fie adevărată. Dacă nu este adevărată... Dar prin omisiune, e adevărată, dar prin omisiune nu are unde, ce, când, cum, replica. Asta este unic pe pământul acesta. Iar jurnalistul nu are voie să abdice de la el, indiferent în slujba cui ai lucra. Vă spuneam mai înainte, sau spuneam lui Ovidiu... Spuneam lui Ovidiu că... Am fost la americani în 1991, care au o presă de toate tipurile. Asta, presa militară de acolo. Nu, vorbesc de presa lor. Am înțeles. Nu e o deosebire între presa militară și presa... Numai că presa militară e o presă de risc, de mare risc. De foarte mare risc. Și o să vă explic și ce grade acolo de responsabilitatea poliției. De foarte mare risc, pentru că o presă de război și trebuie să duci acolo, noi cu evenimentele și să mor pentru a... să-ți risci viața pentru a... pentru a spune ce se întâmplă acolo. Dar poate nu trebuie să spui tot, poate nu poți să spui tot. Bă, n-ai cum să spui tot, pentru că nu vezi tot și nu știi tot. Dar trebuie să păstrezi o măsură strategii. În toate astea. Păstrarea măsurii este esențială. Vedeți o măsură și în presă și în calitatea gazetară. Dumnezeule, cum să nu există? Dacă vă aduceți aminte, a existat în presa noastră, mă rog, s-a aflat de lucrul acesta, că la un moment dat, într-o ședință a Parlamentului României, Nicolae Iorga, care era președinte acolo, se ridică și spune, se uită la Brătianu și spune, ce poate să aducă un inginer în politichia românească? Eu îi zic politichie pentru că o detest.
politică e actuală. Și pe aia trecută, că n-a făcut bine României. Și Răpătianu îi răspunde de acolo, din ultima bancă, de unde are, măsura, domnule președinte, măsura. Există o măsură în toate. Es modus in rebus, sunt certite, tergio denive fines. Și așa americani, că vorbeați despre America. Există o măsură în toate, dar mai ales o anumită limită. Ei, în presa americană, presa americană este o presă extrem de interesantă. Și să vă spun de ce. Se iau ziarul San Antonio Express News. Da. E un ziar, un cotidian care apare, avea o redacție de 950 de oameni, apărea zilnic în 180 de exemplare și duminica în 360 de exemplare color și costa 25 de cenți. Puteai să le iei de la cutia din colț, băgai 25 de cenți și luai ziarul și îl citeai. O parte din ziarul acesta erau reclame. O reclamă în ziarul acesta, dar și în altă, costa $7,000. $7,000? O reclamă. În felul acesta... Vorbiți de epoca Gutenberg. În felul acesta... Că acum cam apus. E mult mai mult decât atât. În felul acesta, economia americană, care e o economie performantă în toate punctele de vedere, subvenționa presa fără să se amestece în treburile ei. Cum? Plătea publicitate. Da. Subvenționa presa fără să te amestece în treburile ei. Exista la San Antonio Express, ca și la alte publicații pe care le-am văzut eu și am stat o lună de zile în Statele Unite și am văzut foarte multe, o pagină de editoriale a patronului și o pagină de editoriale a redacției. Uneori aceste editoriale se băteau cap în cap. Patronul are o atitudine și patronul redacția nu se amesteca în treburile redacției. Și atunci patronul ce scria în editoriale? Ce scria ce vrea el. În editorial. Ce despre interesul lui. Vorbea de libertate de exprimare? Nu știu. Că el avea obligația contractului. Editorile editoriale erau pe diferite teme. Am înțeles. Ca și la noi. Totdeauna. Pentru că trebuie să vă spun ceva. Și am spus o chestie asta de nenumărate ori, inclusiv ministrul Apărării Naționale la vremea aceea. Domnule ministru, deasupra unei redacții nu există nici Dumnezeu. Redacția este suverană. Dacă nu se amestecă patronul. Deci redacția este suverană, asta e principiul. Că se respectă sau nu, asta e cu totul altceva. Pentru că ar vrea să venim apoi și la ce se întâmplă în realitate. De aceea, dacă se întâmplă, dacă redacția nu este suverană, ea nu are ce să caute acolo. Pentru că o redacție creează și validează produsul jurnalistic care ajunge la consumatorul jurnalistic, care este omul. Iar omul care este măsura tuturor lucrurilor și care este ființa supremă pentru om și pentru univers, pentru că omul este singura ființă de pe pământul acesta care își reprezintă universul și care are în creierul lui universul, are trei capete, capul lui cu creier care reprezintă universul și capetele din călcâi care reprezintă cramponarea lui de pământ și se cramponează în două puncte și nu în trei, se are totuși stabilitate pentru că al treilea creierul îl lipește de cer, lipește de infinit, lipește de univers. Asta este omul. Și așa trebuie să vedem omul în această lume și așa trebuie să-l vadă un jurnalist. Și dacă jurnalistul nu-l vede așa, are derapaj, la atacă, ajunge în proces. Nu este jurnalist. Dar cine poate să-l penalizeze? Este un jurnalist care trebuie să-și corecteze aceste lucruri. Spuneți asta prin codul acesta deontologic? Poate să-i retragă cineva calitatea de jurnalist? Cu codul acesta deontologic, care are în el, are și articole, numai că nu are la o discuție cu Ovidiu. Da, le are aceea, dar numai că uitați să-l numeroteze. Am înțeles. Sunt 26 de articole care spun ce trebuie să facă un jurnalist, ce trebuie să nu facă. Care sunt limitele în care se poate mișca el? Bun, dar pentru că este niște limite. El n-are nimic deasupra capului, decât conștiința lui și eventual patronul. Nu, nici Dumnezeu. Deasupra capului nu există nici măcar Dumnezeu. Jurnalistul este un slujbaș al cuvântului. Și dacă este un slujbaș, cuvântul trebuie respectat. Cuvântul scris, spus,
trebuie respectat. Iar acel jurnalist care nu-l respectă cuvântul, nu prea cine să caute acolo. De acord. Sau eu de trăim într-o lume nebună, în care se cumpără nu și nimic, se... lumea poate fi nebună, da. Jurnalistul nu. Nu să vorbiți de jurnalistul, jurnalistul se află, pe care l-ați jurnalistul se crea dumneavoastră în sufletul jurnalistul dumneavoastră. Jurnalistul se află și ăsta este, ăsta trebuie să fie. Ăsta trebuie să fie jurnalistul care se este în sufletul fiecărui jurnalist. În fiecărui jurnalist trebuie să existe un astfel de jurnalist ideal. Iar acest jurnalist ideal este slujbașul cuvântului pe planeta Pământ. Este omul care dă cuvântului forma pe care o înțelege omul. Și forma aceasta pe care înțelege omul trebuie să fie o reducție idetică, o reducere la esență, o reducere la esențial. În fiecare articol, în fiecare reportaj, în fiecare știre trebuie să fie o esență, iar esența se pătrează în sticluțe, iar sticluțele și o travă se pătrează în sticluțe, adevărat. Da, mici, sticluțele mici. Sticluțe mici. Da. Pe tipul de... Esența să fie. Pe tipul de... Da. Cum adaptăm această frumoasă prelegere a dumneavoastră? Pentru că un expert, un om a scris, acum să ajungem la scris, cum adaptăm la situația de acum, când trăim într-o lume nebună? Când jurnalistul, prin prisma unui politician, a unui prea mărit om al business-ului, e cineva care trebuie să scrie, să facă. Să descriem lumea. Cât costă? Spune cât costă articolul ăsta. Să descriem lumea. Ce e lumea? Cred că de ce așa? Într-o frumos caiet la jurnal, de la convorbiri literare. De la Iași. Da, pe care eu l-am găsit într-o bibliotecă la Turnul Severin, eram student la filozofie. Da, asta când? Cu ani în urmă. Ceva ani. Da, când eram eu student. Și acolo pe o pagină erau două scrisuri. Una a lui Eminescu și una a lui Creangă. Eminescu. Donec, Felix, Eris, numeratus amigos, tempora si fuei, nubila solus eris. Traducerea lui Eminescu acestor versuri din Vergiliu. Până ce ești fericit, o să numeri amici o mulțime, vremile grele viind, singur atunci rămâi. Asta era lumea în viziunea lui Eminescu, marele Eminescu. Marele Eminescu, care scriind mai apăsat, a fost pedepsit, cum bine știm. Sub el. Și eu cu asta este o poveste. Aici Manega poate să o povestească. O să o discutăm. Da. Și sub asta este o poveste. Sub el, câteva rânduri mai jos, Creangă. Cu scrisul lui a plecat spre dreapta, cu școlăresc, caligrafic, cu litere mai mari, Eminescu scria drept, cu litere mai pe stânga, cu litere mărunte și foarte bine ordonate. Era ordonate. Estetice, însă semnătura lui e o floare. Are o floare. Creangă scrie așa, ce e lumea? Vii lume și te mântuie. Da. Între aceste două dimensiuni este lumea. Lumea trece și ea ca orice existență pe această lume, în acest univers, prin diferite trepte. Urcă, după teoria lui Conta, teoria undulatorie, ajunge într-un pis și după aceea coboară, și iar urcă, și iar coboară. Ei, lumea asta în care ne aflăm noi acum e pe pantă coborătoare. Este lumea în care ne aflăm noi acum este o lume haotică. Este o lume în haos. Am fost atât de nevorbiți încât acum vorbim toți. Nu haosul, așa spune Răzvan Popescu la CNN. Haosul este... elementul de nedeterminare, pentru că informația, în definiția clasică, este, între altele, o nedeterminare înlăturată. Înlătură această nedeterminare și afli informația care trebuie să fie o noutate, o știre, cum zic jurnaliștii. Ei bine, deci lumea, după tot ce s-a întâmplat, așa, a decăzut cumplit. A decăzut cumplit și se află într-o stare de haos. Haos înseamnă dezorganizare în vederea unei noi organizări. De aceea, nu vedeți că toată lumea vorbește de o nouă ordine? O nouă ordine mondială care să fie nu știu cum și așa mai departe. În haosul acesta nu se vede stânga cu dreapta, susul cu jos, așa prostia care e eternă, prostia e mare și eternă,
ea nu are limite, nu are, nu are dimensiune. Ea este, ea este negrul. Negrul, știți foarte bine că negrul nu are spectru. Există în lumea aceasta spectrul, rugvaiv, da, așa, da. Și negru. Negru este eternitatea. Eternitatea e neagră. Deci, moartea e neagră. Moartea nu e vie, moartea nu este nimic. Așa și aici. Deci, între lumea nu a murit, lumea e vie. Lumea se zbate. Bun, și jurnalistul care trăiește în lumea asta, ca în zicala aceea, cum e popa și poporul, cum e turcul și chestolul, se adaptează la haosul acela. Și atunci cum îl vrem noi pe el, ea, frumos și deștept și... Ea trăiește haosul și, acesta și, încet, și pur. Încet se vor organiza. Odată, în viața mea, mi s-a întâmplat un eveniment, mi-au ars mâinile aici. Și după aceea m-am dus la spital, m-au tratat aia, nu știu ce, mi-au scos cu penseta așa dureroasă și la un moment dat a început să se refacă pielea. Știți cum s-a refăcut? Se refăcea celulele, le vedeam una câte una. Milimetru cu milimetru. Una câte una, milimetru cu milimetru. Așa și lumea aceasta. Arde în foc și se reface. Pentru că ea este lumea, viața este infinită. O viață este trecătoare. Viața moare. O viață moare. Viața nu moare. Viața se reproduce continuu. Noi avem senzația că suntem veșnici, dar noi plecăm se reproduce, și lumea rămâne. Da, se reproduce în spectru vizibil, în spectru color, în spectru rovăit. Nu se reproduce în spectru negru. Negru este, este moartea vieții. Negru este terminarea vieții. Jurnalistul știe asta sau trebuie să știe. Dacă nu știe, o află la mine acum. Știe. Trebuie să, fim, să facem o serie de emisiuni pe dincolo tema asta. Dincolo de moarte, dincolo de viață e moartea. Dincolo de moarte nu mai e nimic. Yeah. Așa. Toate poveștile astea care se spune și au farmecul lor. Pentru că omul e imaginativ. Omul creează universul în sinea lui, în creierul lui și în neuronul lui. Neuronul ăla, în neuronul ăla se modelează lumea. Toți neuronii ăștia, dacă s-ar pune cap la capăt, de trei ori Pământul, de 180.000 de kilometri de la Pământ la Luna. Așa este, se află în sistemul nervos al unui om. Iar jurnalistul, limba română are 180.000 de cuvinte. Limba la engleză spun ăștia că are un milion de cuvinte, că, mă rog, da. Toate limbile, cuvintele sunt călătoare. O spune Graur în celebrele sale lucrări. Cuvintele sunt călătoare. Ele sunt călătoare, se îmbracă în haine, nu știu ce, rămâne esența lor, rădăcina lor, dar ele se îmbracă în... Nu putem discuta despre ce treaba aceasta, că discutăm despre minunea cuvântului acesta în interioritatea căruia trăim. Deci jurnalistul trebuie să știe lucrurile acestea. Trebuie să știe această filozofie complicată a materialului pe care scrie el. Vreau să-mi dă seama de importanța profesiei. Un cuvânt pe care îl scrie el poate să omoare un om sau poate să-i dea fericirea unui om. Da. Un cuvânt, un singur cuvânt. Dar pe o piatră dacă baltă, e... cum e zica la aceea, aruncă unul, deștept sau nu, și nu mai scot tot ce e din urmă. Eu v-am spus, spuneam lui Ovidiu înainte, că m-am dus până la Câmpia Turzii pentru o virgulă. Să verific dacă e așa. Pentru că era foarte important că virgula aia schimba esența. Și virgula aia trebuia să văd dacă e așa. E o calitate a militarului sau... Nu? E o calitate a omului care scrie. Nu să-și permită să nu facă treaba. Și Caragiale a dat telefonul ăla care era prieten, că s-a luat ceartă pe o virgulă, de-aia îi spune lui Caragiale moș virgulă. S-a luat la ceartă pe o virgulă, că ăla spunea că trebuie pusă virgula și Caragiale, nu trebuie pusă virgula. Și ăsta a plecat. La Viena. Și la Viena a dat telefon. Bă, pune virgula aia acolo. Hai să încheiem, să ne apropiem de finalul dialogului nostru, pentru că asta înseamnă că avem multe de vorbit și într-o altă ediție, cu mine sau cu Ovidiu, despre altceva. Deci sunteți președinte al Asociației Jurnaliștilor Militari Profesioniști. Sunteți membru al de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România. Membru al UZP și sunteți în Consiliul Director. Membru al Societății Scriitorilor Militari,
și când spun scriitori, al diplomaților în rezervă și în retragere, și când spun scriitori, amintesc. În 1980, între două toamne, un roman. Apoi, alte apariții. Trepte, în 85. Nucu și Via, în 87. Poarta Zorilor, în 1990. Muntele Iernii, în 91. Orb de Lumină, în 95. Rugăciune pentru străin, în 2000. Viscoliri, în 2005. Porțile Umbrei, în 2008. Cel de-al 10-lea roman care va apărea în curând se numește Ancore pe noi. Nu a apărut încă. Am înțeles. E un material pe care îl citesc cumva mai listat, mai de mult. Volume de versuri și am unul chiar aici. Ăsta e al 11-lea. La versuri mai amintesc. Arcurile de gânzidire, de fum, amurguri, perug, a tot făcut din lucruri nefăcute, unde n-are unde. Esențe virusate 2020 și iată cuvinte pe cuvânt, sau dincolo de zid. Ce să dincolo de zid, da. Am citit cumva, și aveți de asemenea piese de teatru, teoria strategiei, practica strategică. Da, bine, strategică. Aia sunt multe. Am făcut așa o prezentare pentru că ar vrea în final să vorbiți despre dumneavoastră scriitorul. Și în final o să citim poate eu ceva sunt, din... Eu nu sunt scriitor, nu sunt poet, eu sunt jurnalist. Bun, sunt ofițer în Armata Română cel puțin, dacă pentru nu, asta scriitor. Am atestate, am diplomă că am terminat școala aia, am diplomă că am făcut aia. Cineva mi-a dat un atestat, sigur că am atestat de jurnalist, mi-a dat acolo după ce am... Așa. Asta e de la începutul, prin 90-91, când a apărut UZP-ul. Da, mai înainte, mult mai înainte. Deci pe lumea de 1989. Sigur că da, din 67 eram student la filozofie, în 67 până în 71, 73. Deci dincolo de militar sunteți și absolvent de filozofie. Da, am fost ultima promoție cu 6 ani. Fără frecvență, 6 ani la medicină. Dar a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Am citit opere clasice. Deci asta este așa de profund și complex în abordare. După aceea, după ce am terminat facultatea de filozofie, am terminat Academia Militară, Facultatea de Comandă și Stat Major și am intrat în mandrele și în măruntaiele strategiei, care e cumplită și e frumoasă. E frumoasă. Cum să vă spun, nu sunt, sigur că am scris mult, am scris peste 100 de cărți, dar nu e mult pentru o viață de om, dar asta este o stare. E o stare de spirit? Când scrieți? Sigur. Noaptea? Ziua? Mai ales noaptea, toată ziua. Da? Și ziua și noaptea. Aveți și mașină de scris? Că pe mine comunismul trebuia să ai semnele mașinii. Două calculatoare, performante. Bine, acum, da, atunci. Sigur, aveam și mașină de scris. Cum să nu am mașină de scris? Mai am și acum una pe acasă. Da, una de ce? Da, sigur că. Electrică, electronică era una. Nu era electrică, mașină obișnuită. Mă rog, apărea... Da. Aveam toți mașină la ziar, fiecare aveam mașina de scris, ciocaneam acolo toată ziua. Așa, și mergeam. Mergeam prin am bătut lumea asta. Cred că telefonul dumneavoastră, dar lăsați-l. Lăsați-l, că o să oprească. Da. Pentru că... sigur că am scris. A scris ca stare de spirit. Da, sigur că cărțile îmi dau calitatea de scriitor. Și că sunt scriitor și că sunt și poet dacă am scris atâtea poezii. Și unele au fost și agreate de către cei care le-au citit. Așa, sigur, în stilul meu, în modul meu de a fi, dar eu asta nu le consider, eu știu cine este ce performanță, este un mod de vivendi, un mod de a trăi, un mod de viață, un mod de a fi. Da. Așa, sunt foarte importante lucrurile acestea pentru mine, de exemplu. De pildă, pe mine nu mă interesează dacă un om citește sau nu ce am scris eu. Dacă citește, e foarte bine. Dacă se potrivește cumva cu ce gândește el, cu ce crede el, cu universul lui de reflecție, atunci e bine, pentru că omul reflectează tot timpul, omul gândește. Omul are o lume a gândului, gândul este nemărginit, este singura libertate pe care omul și-o poate permite, că libertatea nu există. Libertatea e condiționată. Nimeni nu este liber, a spune că... Bun, dar eu dacă aleg libertatea de a fi,
Nu înseamnă că e alegerea mea? Bineînțeles. Și de a fi scriitor, jurnalist, om de televiziune, sigur, da, vedeți, om liber. Libertatea presupune... Eu aleg. Nu, libertatea este deopotrivă o stare. O stare. O stare de libertate în sensul că te simți. O simți, simți această liber. Stare, o simți, o trăiești și există un mod de acțiune. Fără libertate, ziaristul nu poate activa. Nu sigur poate, da. Dacă nu și impune. Dar libertatea, libertatea este intrinsecă. Libertatea este endogenă. Libertatea se află în neuronul meu, se află în celula mea, se află în modul meu de existență. Dar această libertate este condiționată, vă repet încă o dată. Nu ești liber să faci ce vrei pe lumea aceasta. Trebuie să faci în așa fel încât să nu-l deranjezi pe celălalt. Să nu afectezi libertatea celor doi. Jurnalistii mai deranjează. Cum să faci? Dacă nu deranjează, nu-i jurnalist de investigație. Nu deranjează libertatea celuilalt. Nu, îi deranjează prin abordarea adevărului. Deranjează mentalitatea. Aici e o altă poveste care o să... Deranjează statutul celuilalt, deranjează obiectul acțiunii celuilalt. Vreau să fie persoană publică, e în vizorul presiei. Libertatea celuilalt. Libertatea ta cu libertatea celuilalt, libertatea endogenă, care este o libertate a firii, o libertate a omului care percepe universul, libertatea de a percepe universul, libertatea de a crea performanță, libertatea de a crea performanță, libertatea duce la crearea performanței, pentru că permite sinelui să se mobilizeze pe sine, să se introspecteze și să se amplifice, să se producă. Competiția... Da. Da. Competiția este dezastrul lumii, să știți. Competiția opune. Performanța nu opune personalitatea. Bun, da. Competiția poate, te poate determina să te regăsești. Personalitatea poate să influențeze performanța, să o stimuleze. În folosi. Competiția creează războaie. Competiția creează conflictualitate. Omul de astăzi trăiește în conflictualitate. Da. Trecerea lui de la starea de conflictualitate la starea de non-conflictualitate, la starea de performanță, se cheamă trecerea la societatea de tip cognitiv. Și așa ajungem la criza morală. Așa vom ajunge și vom ajunge numai în timpul societății cibernetice. Pentru că în societatea cibernetică, asta trebuie să o explic, încheiem cu asta. Că este foarte importantă. În societatea cibernetică, în care suntem acum, așa, care este condiționată de rețea, fiecare om e un nod de rețea. Totul depinde de el și el depinde de toți. Acolo. Acolo. Rețea. Nu se mai pot zica matusalemici ăștia care vor să reducă lumea la 500.000 de oameni sau la 5 miliarde sau la 1 miliard și restul te dispară că n-au loc pe pământ. Pe pământ au loc oamenii. Pământul nu e locuit de oameni. E locuit numai pe coaste și în locurile în care se permite viața. Dar Pământul are resurse inepuizabile. Atâta timp cât Pământul e o planetă vie, cât are căldură în mijlocul Pământului și cât, mai și cât are la suprafață, viața va trăi pe Pământ. Viața va dura pe Pământ. Competiția... Vă dau un exemplu. Luăm o brigadă. Care încheiem. Da, luăm o brigadă. Într-o brigadă, comandantul de brigadă zice la brigadă la atac înainte. O brigadă cibernetizată, o brigadă automatizată, așa, nu pleacă la atac dacă nu se împlinesc toate condițiile. Poate să facă comandantul ce vrea el. Nu se mișcă. Deci comandantul ăla care decide trebuie să subordoneze trebuințelor brigăzii, mediului și tuturor elementelor ca să poată acționa. În această societate deviațiile devin aproape imposibile. Această societate va fi ultima. După ea va urma căderea. Ăla va fi culmea, va fi ieșirea din haos și ajungerea la starea aceea de cogno, de cognocivilizație, care este visul de aur al omenirii. Acolo există echilibrul perfect, acolo Dumnezeul nostru și Dumnezeul fiecăruia dintre noi va spune, gata copii, sunteți în grădina mea acum.
Da. Dar acum să trecem la o altă stare. Domnule, care va fi aceea, vom vedea. Vom vedea. Domnule general de brigadă, Gheorghe Văduva, vă mulțumesc pentru astăzi. A fost o reală plăcere. Cred că mai avem multe de spus și în alte dialoguri, pentru că noi, Telemoldova Plus, am ales libertatea, pentru că am ajuns la definiția aceasta, libertatea de a fi din post local la Iași, la Piatra Neamț, la Roman, post regional, apoi post național. Și iată, ne-am ales libertatea de a sta de vorbă cu oameni de certă valoare, oameni implicați în ceea ce înseamnă actul jurnalistic și ceea ce mai înseamnă ceva, bunul simț, priceperea și, de ce nu, ceea ce sufletul, ceea ce trebuie să definească un jurnalist, dincolo de principiile pe care le știm fiecare dintre noi. Îi mulțumesc încă o dată, domnului general, și să ne vedem cu bine la o altă întâlnire de aici, de la București sau de la Iași, dacă și eu vă mulțumesc. Vă doriți o vizită, să mai vedeți dacă virgula e pusă corespunzător și la noi, la Iași, la garnizoana de la Iași. Vă strâng și mâna și sunt onorat că v-am cunoscut, domnule general. Și eu mă bucur. Numai bine, stimați telespectatori. La revedere și multă sănătate de aici la studioul nostru din București. La revedere. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,